Salutare, prietene! Un nou episod la Catan Show 2.0. Astăzi, mă scuzați, avem cineva aici. O, în sfârșit și Valeriu a apărut la oficiu. Valeriu, nu lumea de-am să duci pe acasă, dar tu văd că abia vii la oficiu. Mai intră pe la voi, mă. Știi cum, Cristi, care școlul ăsta, dar ce faci? Te vezi? Da, da, vlog pentru Catan Show. Tu te uiți la Catan Show? Nu. Nu? Azi! Hei, salut, sunt Cristi și azi o să vorbesc despre ceasul meu cronă. Băi, ai nebunit, despre ceas faci așa? Da, ceas. Dacă sincer, ca așa m-o săturat cu ceasul ăsta, el parcă-i vinde Rolex, dar nu cronă. Nu, serios, mi-am putut lenta pe Facebook. Nu, cronă. Auzi, acum pe Facebook vezi numai despre ceasul lui Cristi și despre alegeri locale în Chișinău. Ia care îți citesc acum. Merg la oficiul central al Poștei Moldovei. Avem un oaspet la Paris. Un ceas la băieți, la cești. Băieții de la Zebra Show poate oferi un cadou. Hei, salut, sunt Valera și am un ceas cron. Victoriță. Catan 2.0, asta parcă este și picol și de aici, din 2.0. Dacă sincer, eu o întrebare foarte așa la temă, dar un ceas la băieți, la hăcești? Eu îți pun link în descriere, poți să intri pe link și să comanzi ceasul. Nu, serios, dă-mi ceas la băieții. Băi, niciodată n-am filmat cu așa cameră care eu să mă văd deodată când filmez. Mulți, apropo, au spus că eu, deși nu mă tund, că am păr mare, cum și acolo. Băi, dar până lăs păr mai lung să sortez cu ceasul Cristi. Mă bucur tare mult că a lansat ceasul ăsta. Noi suntem cu Cristi aici și colegii în oficiu. Eu n-am fost la oficiu fix 2 luni. Am avut concediu, am avut liber, dar el aici, între timp, s-a lansat ceas, între timp, eu făt. Ceasul și ala și, nu, omul ăsta și ceasul lui Cronă. Dar v-ați văzut că ceasul ăsta are în defect. Toate ceasurile arată și așa oră. Valeriu? Cronor. Da. Hei, salut, sunt Valeriu și am un ceas Cronor. Câte oară? Rolex tu n-ai, dar Cronor ai. Bine, dacă sincer, e tare, tare fain. Eu mă mândresc cu Cristi pentru că el a reușit într-o perioadă scurtă relativ de timp să-și lanseze propriul lui brand de ceasuri. Și eu mă mândresc, știu, oameni care reușesc să iasă într-o zonă de confort de la anumite lucruri. Tu dai check, apropo? Da, batez, dau check. Ce-o, dar ne-am pare că tu nu dai check și tu ai băiete, îmi pare că acolo să pisele astea apare. Incredibil, INP, în colaborare cu nu știu acolo, cu serviciul Vamala, au reținut o fură de 2 milioane de ceasuri care cetățeanul Cristian Catan nu are nu plătit impozit și asta, deci ce neapărat să le are check la băieți. Check la toți. Nu, e tare fain. Nu știu dacă voi votați la Catan 2.0, dar știi, auzi, Catan 2.0, asta parcă este și Golf GTI, știi, 2.0, știi, 2.0. Auzi, dar ce nu 1.4 PSI? Nu zi rău. Sezonul 2. A, asta înseamnă, da? A, ok. A doua versiune a show. A, doua versiune a show. Dar și asta e show, zici? Deci e copii din numere, e copii din numere la Comedy Zebra Show? Da. Plăcut să fii influencer, chiar dacă micro-influencer cum sunt eu, cu câteva sute de urmăritori, printre care ești și tu, cel care vezi acum videoul acesta, pentru că băieții de la Zebra Show poate să oferi un cadou. Iată, așa o pung eco am din partea lor, am primit-o numai ce. O să găsești link în descriere și acolo poți să faci și tu rost de astfel de pungă Comedy Zebra Show. Cu zebra trecând la zebră. Mersi, băieți! Chișinău ăsta, Facebook-ul plin, Octavian Apostol și ceasul său Cronor, Bălteanu și ceasul său Cronor, nu știu acolo. Și acum, doamnelor și domnilor, momentul adevărului, apropo, multă lume spune de mine că eu nu ajung la timp niciodată. Deja, Valeriu Rașcu va ajunge la timp la filmări. Incredibil, doamnelor și domnilor, arată și momentul adevărului. Acum, Valeriu va avea ceasul său propriu Cronor. Suca iese, da? Nu, arată fain. Arată super. Eu îl văd, da, și într-adevăr, e unisex. L-a pus la partea de fiecare, da. Cât și bețe. Da. Îmi place logo-ul lor, îmi place brățara, deci una tare finuță. Ceasul în sine e unul simplu. Da. Mulțumesc frumos, Cristi. Eu vă recomand să cumpărați și voi un asemenea ceas. Faceți cadou la persoanele dragi. Asta, apropo, nu este nici de cum publicitate. Eu chiar de mult țineam să apar la tine în vlog. Merg la oficiul central al Poștei Moldovei să semnez contractul de colaborare cu ei pentru livrarea ceasurilor Cronor pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Iată și contractul. Contract standard privind prestarea serviciului de trimitere contra ramburs. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu trimit coletele prin Poșta Moldovei. Poșta trimite coletele la oficiile poștare teritoriale din localitățile în care se află clientul și clientul, pentru a ridica coletul, trebuie să achite valoarea ceasului. Poșta încasează banii și odată pe săptămână toate plățile acestea adunate sunt transferate pe contul companiei mele. Livrarea pe tot teritoriul Republicii Moldova pentru clienți este gratuită. Mulțumesc frumos, Cristi. Eu promit o să-l port. Nu în fiecare zi, eu asta recunosc. La eveniment. La... Da, să zicem, dar la următoarea nuntă, dacă mă duc și prezent, deci să de microfonul, mă mână stângă, poate nu știu, știi. Doamnelor și domnilor, în continuare, puțin te duc la masa de sărbătoare. Nu, dacă e ok, mișto, tare, super. Urmăriți Catan Show 2.0 GTI version. Mulțumesc, Cronor. Ora 6.24. Valeriu, o întrebare din parte la cei care vizionează vlog. Câți bani faci pe lună? Eu? Da. Poți să vă spun, deci rulajul sau... Rulajul. Rulajul? Deci rulajul cred că este de... Hai să spun anecdot. Mai pe scurt, dimineața, știi, scoală în pădure. Pădure, da, pădure. Scoală ursul și lupul, știi, scoală dimineața. Ce iese, căroci, știi, în... Iese în ogradă, cum acolo atunci la dășă, în ogradă, în poiană. Zic și e, adem pe mișcări, știi? Și cum așa spornesc e ursul cu lupul, știi, mergând, ceac, 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 mergând așa. La un moment dat văd acolo în poianul, era... Mi se organizează piața. Da. La masa iepurului mai scurt, toate animalele pădurii, și ariciu, și veveriță, și căprioara, și gândai, și aghinteți acolo ce-am fas la iepuri. Și lupul cu ursul de atât, n-am înțeles, și tot mișcările astea aici. Și s-apropie de iepuri, bă, urechil. Dar și cu toată adunarea asta aici, știi? Și vinul studiu, așa, toată lumea stă. Zic, fac business. Și business faci, îți schimbă lei pe bănuți. Cum adică schimbi lei pe bănuți? Dar poți să-ți ieși ceva, îți scoai de ieșit, nu iese nimic, îți fie și abarotam. Apoi și eu, știi? Poți că de ieșit, nu iese nimic, îți fie și abarotam. Da, cât câștig eu pe lună, din ce activități cam mai multe? Din tot. Din tot? Rulaj, strigon, capeci mult. Dar asta este, eu tot cred că o să fac și eu un video cum a făcut Cristi, în care o să vorbesc despre activitățile mele, pentru că eu pe lângă banca de bancă am și alte activități. În curând o să lansez și eu, acum lucrez la un proiect care nu-i ceas, dar o să facem. Nu știu, Cristi, cred că ar trebui să facem un interviu la 2 ani jumate, să vedem ce s-a schimbat atât timp, pentru că ți-am spus că vreau să fac 1 milion. Eu 1 milion am făcut deja, dar trebuie să facem recapitulare pentru un nou interviu, să vedem ce s-a schimbat. Da, ce s-a schimbat între timp. Cristi a fost prima persoană care i-am dat eu un interviu. Asta a fost 2017 iulie, cred, da? Da, iunie. Și între timp de atunci s-a schimbat foarte mult, suntem la 2 ani și 2 ani și un pic distanță. Eu mă bucur foarte mult să văd că la mine s-au schimbat multe, la tine s-au schimbat multe și noi am ajuns să devenim colegi de birou și să ne intersectăm pe anumite segmente. Cumpărați ceasul ăsta, eu azi e prima zi, nu pot să mă dau foarte mult cu părerea. Eu am urmărit ceasul ăsta, activitatea lui Cristi de pe Facebook și tracțiunea oamenilor cu acest ceas și mă bucur să văd că la toți le place. Într-o adevăr este un ceas finuț. Emoțiile să fie captate deodată, Madalina. Madalina, numai ce și-a îmbogățit mâna cu un ceas Cronor. Madalina, te rog, primele emoții, primele păreri. N-am cuvinte. Hai să fac pur. Da. Frumos ceas. Frumos ceas. Da. Îmi place, este elegant. Uh-huh. Este extrem de simplu și asta e superb. Super. Poți să transmiți salutări, ca cum se face la televiziune. Noi suntem televiziune online, că am show, dacă ai un mesaj de transmit. Cum să spun, să salut pe mamă. Da, da. Tu salut-o și după asta, când apare video-ul Marți Sara, tu trimite link la video și... Cum profet. Salut, mama. Să ieși și am ceas. Madalina, ție mersi frumos. Mulțumesc. Să-l porți cu bine și, cum spune ceas Cronor, într-un ceas bun. Mersi. Avem un oaspete de la Paris, special venit pentru ce, Stiopa? Pentru Cronor, la zbor înapoi. Pentru Cronor a venit. Băi, Stiopa era omul care promitea ca să fac fotografii numai să intre în posesia ceasului. L-a așteptat câteva săptămâni. Eram gata să fac. Și urmează fotografiile să apară de la Paris, știi? Da, nu numai de la Paris. Dacă te schigi, nu numai de la Paris. Uite, facem unpacking direct. Ceasurile sunt pe mână. La fel. Ceasurile asigură timpul. Timpul e cel mai prețios ce avem. Stiopa, mersi frumos. Eu și ceas. Mersi frumos, tu ai fost omul care ceasul că nici nu a apărut, tu deja ai zis că îl cumperi. El nici nu a văzut ceasul măcar atunci, el a zis că deja îl cumpără. Eu știam la Cristi numai calitate. Prietene, vreau să-ți arăt un posesor al ceasului Cronor, dar nu unul simplu. Un posesor, sau mai bine zis, o posesoare specială pentru mine, Victorița.
Foarte bun început de video. Victorița, arată-te rog ceasul. Poți să te lauzi cu ceasul tău, Kroner. Super tare. Lumea cred că deja o să-ți dea întrebarea cine ești și de ce apare atât de des fotografii care sunt postate pe pagina de Facebook Kroner și pe profilul de Instagram. Pentru că pozele mele sunt cele mai bune. Cum ți-e primele săptămâni cu ceasul Kroner? Ai deja cred că 3 sau 4 săptămâni cu ceasul. Mi-a fost mult mai ușor să combin bijuteriile cu stilul vestimentar. Uh-huh. Acum ajungi la timp sau tot întârzi? Că și cum. Victorița, spune-mi, te rog, cum este să-l rapți pe Cristian Catan? Mie mi-este foarte simplu pentru că am o personalitate foarte puternică și foarte la urechi. Care sunt greutățile principale atunci când trebuie să-l rapți pe Cristian Catan? Răbdare. Dacă vorbești și tu mult, asta este un minus. Da. Trebuie cât mai puțin scurt. Cristian, ai microfonul conectat mereu, mai mereu. Da. Și asta e. Ce înseamnă atunci când persoana de lângă tine lucrează foarte mult și se străduiește să ridici un brand de la zero? În primul rând, trebuie să oferi toată susținerea ta, toată energia ta. Tu nu ai dreptul să fii tristă, trebuie să fii plin de energie, trebuie să dai un vibe bun. Uh-huh. Da. Și trebuie să ții pasul, să ții ritmul. Nu trebuie să rămâi în urmă. Mersi frumos că mă susții. Mersi frumos pentru tot ceea ce faci. Like-ul, subscribe-ul și comentariul tău sunt așteptate. Prietene, îți doresc să ai parte de spor mare și de gânduri bune. Numai bine!